Simona Dragomir, bună dimineața, sănătate! Neața, neața, bună dimineața, sănătate! Bine v-am regăsit! Ce se anunță? Vorbim de cearcăne. Ce putem face de să ce le ștergem? Te uiți la mine? Uite-te la alții! Sau la mine, să-mi iau oglindă! Seamnă, sunt cearcăne, sunt stiluri de machiaj. Și ăsta nu e un cuib de vrăbie, cât pot eu să... E de cuci! Mulțumesc, Ioana! Lucrurile se pot rezolva. Cum? Avem soluții. Cu cine? Hai să vedem. Păi cu cearcănele, da, cu părul meu nicio șansă. Ba, da, crede-mi. Ce? Laurent Turet e martor că nu poate să facă nimic oricât de bun ar fi. Eu zic că arată foarte bine. Da, te rog. Pielea fină din jurul ochilor necesită o îngrijire specială, iar ridurile apărute aici, cearcănele sau pungile, se pot îndepărta prin alegerea unor metode minim invazive și nedureroase, adaptate vârstei și tipului de modificare, astfel încât rezultatul final să fie unul natural și să se mențină o perioadă cât mai lungă de timp. Despre ce este vorba, aflăm imediat. Ce sunt cearcănele, ce sunt pungile de sub ochi, din ce cauze apar? Le moștenim sau pur și simplu greșim? Putem să le moștenim sau să greșim. Putem vorbi despre pungi, excesul de piele sau edem, reținere, retenție de apă la nivelul zonei de sub ochi, regiuni infraorbitale, sau putem vorbi despre cearcăne, care pot să fie date odată de prezența unui șanț, a șanțului lacrimal, adică diminuarea țesutului gras, oboseală cronică, alimentație nepotrivită, carență de fier sau hiperpigmentație care poate să fie moștenită, culoare maronie sau maro foarte închisă a pielii, sau această pigmentație poate să fie determinată de anumite afecțiuni subiacente, cum ar fi, de exemplu, anemia feriprimă. Sau probleme renale? Categoric, atunci când vorbim despre o insuficiență renală, vorbim despre edeme, despre pungi la nivelul zonei de sub ochi. Putem corecta cearcănele și pungile? Categoric se pot corecta. Dacă vorbim despre cearcăne, colorația se poate corecta printr-un peeling chimic sau prin anumite tratamente sub formă de creme depigmentante. Dacă vorbim despre șanțuri, despre adâncimi, despre lipsa de țesut de la acest nivel, putem să corectăm prin revolumizare cu acid hialuronic sau cu grăsime proprie. Acidul hialuronic fiind o substanță extrem de prietenoasă cu organismul nostru și care acoperă foarte bine aceste șanțuri, le umple și redă un aspect foarte natural. Dacă este vorba de pungi, se pot corecta, dacă există și șanțuri adăugate, se pot corecta prin umplere cu acid hialuronic sau se poate apela la chirurgul plastician pentru a îndepărta excesul de piele de sub ochi. Imediat după injectare se vede urma în care a intrat acul, poate apărea vreo vânătaie, poți ieși imediat în societate sau trebuie un pic machiaj? Înainte de injectare este foarte important să se cunoască istoricul pacientului, să se cunoască medicația, să se cunoască dacă există anumite boli, de exemplu boli autoimune. Imediat post-injectare se poate ieși din cabinet cu zâmbetul pe buze. De cele mai multe ori nu există nici măcar vânătăi, nici vânătăi la nivelul zonei tratate. Însă, dacă acestea apar la atingerea vreunui vas de sânge, se pot acoperi cu fond de ten și de obicei dispar în 2-3 zile. După prima injectare, rezultatul se menține minimum 6 luni până la un an. De la a doua injectare, de obicei, este nevoie să se introducă mai puțină substanță și rezultatele pot să persiste chiar și până la 2 ani. Acidul hialuronic injectat în combinație cu toxină botulinică poate să corecteze și poziția sprâncenelor, să ridice porțiunea laterală pentru a atenua umbrele formate odată cu trecerea anilor. În concluzie,
semnele de îmbătrânire din jurul ochilor se pot estompa cu ajutorul acestor metode moderne, nedureroase, care pot reda chipului trăsături frumoase, luminozitate și naturalețe pe termen lung. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Nața, ca să spunem bună dimineața, sănătate. Zi minunată să aveți! Da, să vă vedem Răzvan, cu altă. Da, și fără cearcăne. Mi-au zis fetele de la machiaj și că uite, nu mai are cearcăne, dar i s-a umflat fața. Dacă dorm de la 8:30 de două zile, nu știu, rețin apă. Mulțumesc tare mult, Simona Dragomir. Mulțumesc și eu. Zi minunată. Dani.